Ștefan, cât de important a fost victoria cu Finlanda în echipa națională, în lotul echipei naționale? Bună seara, a fost o victorie importantă pentru că la fiecare acțiune ne dorim maximul, ne dorim să câștigăm fiecare meci ca să putem să avem moral foarte bun, pentru că în scurt timp, spune așa, vine Euro și trebuie să fim o familie și să reușim performanțe foarte mari. Contează mult în pregătirea ta ca jucător profesionist faptul că vine un campionat european? Contează foarte mult, normal, pentru că e un eveniment de care poți să ai parte o singură dată, ținând cont că e campionatul european Under 21 și pentru mine chiar contează și mă bucur că suntem deja calificați și trebuie să ne pregătim cât mai bine. Care e prima amintire pe care o ai de acum 3 ani de la campionatul european? Ce te-a marcat cel mai mult din meciurile alea? Cel mai mult m-a marcat golul lui Florinel Koeman din Vole, pentru că îmi plăcea foarte mult de el, după am ajuns și să fiu în echipă cu el și țin minte perfect golul lui. Marocul e o necunoscută pentru noi ca europeni, mai ales pentru voi că nu prea jucați cu echipe din afara continentului. Cum vezi meciul ăsta? Ținând cont analiza pe care am făcut-o echipei Marocului, pare o echipă rapidă, o echipă tehnică și cred că vom avea un meci destul de greu, dar dacă vom fi concentrați și vom face ceea ce trebuie, cred că putem ieși învingători. Victoriile aduc victorii, sau așa ar trebui, nu? Victoriile aduc victorii, victoriile aduc moral, aduc încredere, suntem mai uniți și asta trebuie să facem în continuare. Ok. Mulțumim! Hai!